fie viu să nu greșească. Numai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în viață. Și cuvântul Tău este adevărul Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, eroi, ostași și luptători români în toate timpurile și în toate locurile, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și a Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu timp frumoasă și domnilor, anul 2015 a fost declarat anul veteranilor de război, dedicat marcării a 70 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial. Decizia a fost luată de guvern la propunerea Ministerului Apărării Naționale, având în vedere contribuția majoră a armatei române la încheierea celui de-al doilea război mondial. Titlul de veteran de război a fost instituit pe 29 aprilie 1902 de către regele Carol I, ca cinstirea celor care luptaseră acum 25 de ani în urmă pe câmpurile de bătălie ale războiului de independență. Este o zi care ocupă cu siguranță un loc aparte în calendarul de suflet al românilor, pentru că la această dată sărbătorim atașamentul dumneavoastră, dârzenia, simțul datoriei și onoare militare. Astăzi vă sunt recunoscute meritele pentru apărarea independenței, integrității teritoriale și a intereselor României. Faptele dumneavoastră de vitejie sunt consemnate și dezbătute în cărțile de istorie ale neamului. Trebuie să cultivăm permanent sentimentul de mândrie națională, astfel ca jertfa dumneavoastră și a eroilor căzuți pe câmpurile de luptă să rămână viu înscrise în mintea noastră și a generațiilor viitoare. Este extrem de important ca generația tânără să crească cu valori patriotice înalte. Suntem datori să le aducem un omagiu de suflet eroilor neamului, dar și veteranilor care nu mai sunt între noi și să ne amintim că au militat pentru valori nealterate de interese meschine. Ei merită prețuirea noastră și trebuie să le continuăm idealurile printr-o atitudine care să le cinstească memoria și munca. Ne exprimăm convingerea că devotamentul și curajul dumneavoastră al veteranilor de război vor constitui exemple și pentru tinerii de astăzi. Așa cum a declarat astăzi Ministrul Apărării Naționale, domnul Mircea Dușa, Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne au propus o inițiativă care va fi adoptată chiar astăzi prin ordonanță de urgență a Guvernului, prin care rentele dumneavoastră vor fi majorate. Este o măsură reparatorie, firească, pe care Guvernul o ia cu toată dragostea și respectul pe care vi-l poartă. Considerăm că niciun efort nu este prea mare, nicio măsură care să vină în ajutorul dumneavoastră nu poate fi ignorată sau amânată. Dincolo de vorbele frumoase care au și ele rostul și menirea lor, aceea de a vă mângâia sufletele greu încercate, dumneavoastră aveți nevoie de sprijin concret pe care vă asigurăm că nu vom ezita să vi-l asigurăm. Vă mulțumim pentru toate eforturile și sacrificiile făcute și vă urăm multă sănătate și multe bucurii alături de cei dragi. La mulți ani! Stimate domnule prefect, stimați invitați, doamnelor și domnilor, astăzi, 29 aprilie, este ziua veteranilor de război. Președintele filialei județene Neamț a Asociației Naționale a Veteranilor de Război și vicepreședinte al Consiliului Național, domnul general major veteran de război Puteanu Neculai, a fost invitat pentru a participa la festivitățile organizate la nivel național
cu ocazia Zilei Veteranilor de Război, care se sărbătorește anual pe data de 29 aprilie. Sunt onorat că am fost desemnat pentru a mă adresa dumneavoastră și de a reprezenta filiala județeană Neamț a Asociației Naționale a Veteranilor de Război cu ocazia acestei mari sărbători naționale. Se împlinesc 113 ani de când primul monarh al României, regele Carol I, a instituit prin un alt decret pentru prima dată în România titlul de veteran de război tuturor cetățenilor care au participat și au luptat în războiul de independență 1877-1878. De asemenea, legea 303 din 2007, care modifică legea 44 din 1994 cu privire la drepturile veteranilor de război, se arată în semn de recunoștință a meritelor veteranilor de război din primul și al doilea război mondial pentru apărarea independenței teritoriale și a intereselor României, se instituie Ziua Veteranilor de Război, sărbătoare națională care se sărbătorește anual la 29 aprilie. Anul 2015 a fost declarat de Guvernul României Anul Veteranilor de Război, dedicat marcării a 70 de ani de la încetarea celui de-al doilea război mondial, din dorința de a omagia eroismul ostașilor români care s-au jertfit în cea mai mare conflagrație mondială, precum și în semn de recunoștință pentru curajul veteranilor de război. Pregătește garnizoana pe Neamț. La monumentul eroilor din al doilea război mondial se depune coroana de flori din partea Serviciului Telecomunicații Speciale Neamț. Asociația Cadrul Unitar al Mizerilor și Retragerii de Anunț.
La monumentul eroilor din al doilea război mondial se depune coroana de aur din partea inspectoratului școlar Neamț. Grupul Invictus a fost constituit în anul 2014 pentru susținerea militarului Rădiță Teatrului de Operații și participă la competiții sportive interne și internaționale paralimpice.